Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! E regal astăzi la noi în emisiune. A revenit Maria Timuc. Bine ai venit! Mulțumesc că ai străbătut atâta drum! Bine v-am regăsit! Păi cum să nu străbat, să vin la Brașov? Că e ploaie, că e vânt, că e nisoare! Domnul Ioan Busuioc te aduce, editorul, cel care are editura Darana, editorul și editorul cărților. Tău. Editorul Mele. Cărților, da? Mulțumesc mult de tot și... vom avea o emisiune extraordinară, pentru că, așa cum am spus, ne putem schimba destinul prin iubire. Găsisem aici, în cartea ta, cărți care pot fi făcute cadou de sărbători acum și de Crăciun, evident. Sub bradul de Crăciun sunt foarte potrivite cărțile Mariei Timuc, pentru că ne deschid la suflet și la minte. Cum am scris astăzi pe online, sunt pansament pentru suflete rănite, cărțile tale. Să zicem, să sperăm că sunt așa, da. Mulți oameni spun că sunt așa și eu chiar sper să fie așa, pentru că, în primul rând, ele sunt rezultatul sau efectul unei munci pe care am făcut-o eu cu mine însă de-a lungul unor ani mulți înainte să și apară cărțile. Și în acest moment în care tu te-ai șlefuit, da? Ai scos din tine varianta ta cea mai bună. Ești mulțumită? Mai ai de lucru? Încă nu sunt suficient de mulțumită. Nu sunt destul de mulțumită. Am avut perioade mai bune decât aceasta pe care o am acum, din punct de vedere al stării mele interioare. Mă refer. Ce te tulbură acum, de exemplu, nu și tulbură, nu reușești să... Nu mă tulbură ceva anume. Doar există vibrații care se schimbă permanent în experiența umană. Emoțiile noastre de zi cu zi sunt și expresii ale vibrațiilor. La asta lucrez eu, la emoțiile mele, să mi le stăpânesc, să le pun să le pun în ordine, să nu le las să o ia la vale. Asta este o muncă de o viață, aș putea spune. Este un lucru pe care l-am făcut și eu de-a lungul multor ani. La un moment dat am atins un vârf, o culme, o strălucire. Bun, trebuie să vină cumva cu liniște și pace toată treaba asta legată liniște de emoții. Liniște și pace înseamnă să ții de Dumnezeu. În momentul în care reușești ca tu să nu mai fii tulburat de emoțiile tale și să nu te disturbe nimic din jur, atunci ai atins performanțe. Dacă strângi din dinți și îți ții emoțiile că trebuie, acolo mai ai de lucru. Normal, sigur că da. Adică noi avem două forme de manifestare sau două părți principale ale experienței noastre. Una este în interiorul nostru și alta este în interior. Problema este, mulți oameni spun, da, uite, eu m-am manifestat așa, m-am certat cu soțul sau cu prietenul sau cu șeful și de fapt nu i-am spus nimic. El de ce a avut reacția asta mânioasă sau geloasă sau urâtă sau agresivă în ce mă privește? Păi nu i-ai spus nimic, dar ai simțit. Atâta timp cât în interior nu ai curățat emoția aceea, nu înseamnă că ai evoluat. Că transmiți ce trebuie. Sigur, aia este reprimare. Dacă nu exprim o emoție negativă pe care o am, înseamnă că o reprim. Să o reprim nu înseamnă transformare spirituală. Transformare spirituală înseamnă să vindec emoția respectivă, să conștientizez cum anume am creat-o, de obicei o creăm prin gândurile noastre, și apoi să schimbăm încetul cu încetul gândurile, pentru că poate fi un proces dacă avem de-a face cu emoții pe care le-am cultivat și le-am trăit foarte mult timp. Deci în interior este cheia transformării, iar în exterior câteodată chiar putem să ne comportăm ca lumea, întrucât dacă devenim așa de buni cum am devenit în interior real și nu suntem ca ceilalți, fie oamenii cred că suntem un pic cam proști în anumite momente, și atunci ar trebui uneori, chiar dacă nu simt să îi spun un lucru unui om sau să îi spun un adevăr,
aș putea să îl spun, îl spun fără răutate, dar să îl spun pentru că omul are o anumită așteptare și uneori trebuie să ne ducem să ne comportăm în mod, într-un firesc al lumii. Firescul lumii nu este neapărat și sănătos. Ne putem schimba destinul prin iubire, un capitol foarte frumos în cartea ta și am să citez de aici: să dai întotdeauna mai mult decât primești. Deci, uneori e greu să dai mai mult decât primești, dar Maria spune că e posibil. Să fii de folos altui om în mod necondiționat, cu alte cuvinte, dând energie, primești energie. Iar energia înseamnă iubire, stare de bine, emoție pozitivă. Nu schimbă doar destinele noastre, iubirea, această energie bună, ci și pe ale copiilor noștri. Astfel, boala poate deveni sănătate, răul poate deveni bine, lipsurile pot deveni abundență, dar mai presus de toate, sufletul nostru va recupera starea de iubire. Foarte frumos acest capitol, eu am citit finalul. Cum adică să dai mai mult decât primești? De obicei trebuie să dăm mai mult și decât o relație primim. Și nu știu, peste tot și tot timpul ar trebui să dăm. Dacă am dat mai mult decât am primit, ar trebui să dăruim pe principiul pe care este creat și corpul nostru, organismul nostru. Celulele din corpul nostru funcționează doar 20% pentru ele. 80% funcționează pentru ceilalți. Pentru celulele care le înconjoară, pentru sistem, pentru întregul corp. Dacă ele nu ar face acest lucru, sau atunci când ele nu reușesc să facă acest lucru și lucrează mai mult pentru sine, de obicei se transformă în celule patogene, încep să aibă o problemă, să fie bolnave. Și atunci înseamnă că undeva există o informație care e de acolo de sus, cu care ne-am născut noi și care este chiar în biologia, e ascunsă chiar în biologia noastră, sau e evidentă deja în biologia noastră, pentru că există descoperiri științifice care atestă asta. Și atunci, probabil că și din punct de vedere psihologic, noi ar trebui să funcționăm exact ca din punct de vedere biologic, să acumulăm pentru noi doar 20% sau atât cât avem nevoie. În realitate, noi trăim invers. Trăim în niște vremuri destul de bune din punct de vedere al existenței noastre materiale și nu exagerez când spun asta, chiar dacă există și lipsuri și sunt foarte mulți oameni care trăiesc în lipsuri, dar foarte multă lume trăiește bine astăzi. Eu mi-aduc aminte de poveștile bunicii mele sau chiar ale părinților mei care sunt mai în vârstă, pentru că m-au făcut mai târziu. Pe urmă ne uităm în istorie, aruncăm un ochi în istorie și vedem cum trăiau oamenii acum 70 de ani, acum chiar 50 de ani, acum 100 de ani. Cum trăiau? Trăiau mult mai greu. Hai să ne gândim la perioada de război. Primul război mondial, al doilea război mondial, să ne imaginăm doar cum trăiau oamenii în timpul războiului. Cu amenințarea bombelor deasupra capului, cu stare de nesiguranță, cu sărăcie, cu lipsuri materiale. Dacă ne uităm la lucrurile astea și la modul simplu la care trăiau oamenii în trecut, o să ne dăm seama că noi avem foarte mult, foarte mult din punct de vedere material și totuși nu ne ajunge. Nu ne ajunge. Suntem extrem de atașați de lucruri materiale, de bani, aproape că nu mai vezi oameni făcând lucruri fără bani. Să faci pur și simplu un lucru că îl faci, să dăruiești că dăruiești, să ajuți pe cineva că ai ajutat, nu pentru că ai o așteptare. Da, da. Eu înțeleg ce spui. E foarte importantă. Întotdeauna când fac ceva, nu mă gândesc deloc la bani, cred că... Dar știi care e treaba? Vin din altă parte de fiecare dată. Pe alte căi. Știi?
Așa se și întâmplă. Există o lege a compensației. De aceea, de aceea tu nu trebuie ca celula, nu trebuie să faci foarte mult pentru tine. Tu trebuie să te hrănești, tu trebuie să ai strictul necesar, ce ai nevoie. Oamenii ar trebui să vadă, de exemplu, când te duci la cumpărături, auzeam dimineață o știre la radio, tristă. Era un studiu făcut la nivel european. Românii aruncă mâncare. Cum este posibil? Da. Pentru că asta este un păcat. Să nu aruncăm mâncarea aia și să o ducem, să o dăruim unor copii de la casele de copii sau unor bătrâni. Nu care se mai complică nimeni să bată drumul până acolo. Dar ai tu un capitol frumos în carte care spune că dacă te gândești să faci ceva frumos, nu amâna. Uite, e un moment să nu amânăm dacă tot ne gândim. Că ne gândim, de ce am spus ar trebui asta? Să mă duc la o casă de copii, ar trebui să mă duc la un azil de bătrân, ar trebui de să mă duc la o persoană asta? Da, că ar trebui să nu amânăm când simțim să facem ceva frumos sau ceva bun. Am spus pentru că întotdeauna când simțim să facem ceva frumos sau bun, aceea este o cunoaștere care vine din intuiția noastră, din inima noastră. Este o cunoaștere, atunci este bine să facem acel lucru. Este în curgerea energiei universale, e ca și când îl asculți pe Dumnezeu din tine. Deci nu o să-ți spună să faci ceva bine sau frumos decât glasul divin. Însă când vei auzi să-l bați pe unul, să-i omori, să-i iei nu știu ce, să-i iei ce-i al lui, să-l afectezi, să-l distrugi, să-i faci un rău, atunci acela nu mai este un glas de la Dumnezeu, este un glas din altă sursă. Eu spun de obicei că este din mintea noastră negativă, nu merg mai departe, biserica mai vorbește și despre alte surse, dar eu mă opresc doar la sursele. Bine, sursele acestea negative pot fi numite cum ne trece prin cap până la urmă. Sigur, nu? Fiecare le numește cum vrea, dar în orice caz ele nu sunt divine. Pot fi din eu-ul nostru, din ego-ul nostru, din eu-ul nostru omenesc și nu sunt pure și nu sunt adevărate, nu reprezintă adevărul divin. Adevărul divin, dacă vrem să-l recunoaștem, întotdeauna îl vom recunoaște prin tot ce trăim pozitiv, prin trăirile noastre frumoase, prin iubire, prin dăruire, prin generozitate, prin recunoștință. Așa iată e. Studii mai noi, cercetări mai noi, chiar am fost recent la o conferință cu Greg Braden la București și el ne-a prezentat 13 cercetări noi din diferite domenii de activitate, între care unul care se referă la modul în care noi ne punem mintea și inima într-o stare de coerență, un lucru foarte important deopotrivă pentru sănătatea noastră și pentru sănătatea lumii înconjurătoare. Ar fi mult de discutat pe tema asta, dar ca să ne punem în stare de coerență, cercetătorii au constatat că avem nevoie de patru emoții fundamentale sau una dintre cele patru emoții fundamentale. Și care sunt? Ele sunt emoții care toate provin și sunt născute din iubire. Recunoștință, dăruire, bunătate și grijă față de ceilalți și compasiune. Sunt trăiri emoționale care pun creierul nostru în stare de comuniune și de coerență cu mintea noastră. Mintea și inima funcționează în tandem, intră în armonie. Pentru că s-a constatat că starea corectă a existenței nu este neapărat echilibru, ci armonia. Spuneai tu în carte că e mult mai bine să iubim decât să purtăm ura în sufletul nostru, pentru că e foarte interesant. Știm cu toții, ura atrage ură, da? Dar tu spui că aceasta se amplifică de sute de ori dacă o păstrăm în noi. Hai să vedem cum e cu amplificarea aceasta și de ce nu rămâne la stadiul la care o asimilăm. Am asimilat ură pentru cineva, stă acolo până rezolv eu problema cu iertarea. Ea se amplifică. Nu doar ura se amplifică, se amplifică frica, se amplifică toate emoțiile, fie și toate trăirile noastre, fie ele pozitive sau negative.
De ce se amplifică toate trăirile și e bine să fim atenți la cele pozitive de Doamne să se amplifice, la cele negative trebuie să fim foarte atenți pentru că ele devin programe subconștiente, programe în subconștientul nostru, care ne determină pe urmă reacțiile la evenimente și situații de viață. De exemplu, ce înseamnă asta? Înseamnă că noi începem să reacționăm automat. Dacă eu am urât pe cineva în trecut sau am avut o reacție greșită, reacția pe care am avut-o eu s-a înregistrat în subconștientul meu și mă condiționează ca într-o situație în care o persoană mă deranjează, acel program apare la nivelul conștiinței mele și pur și simplu îmi ia posibilitatea să aleg să am o reacție pozitivă. Deci eu nu mai am liber arbitru. Reacționez automat, devin ca un robot. Devin ca un robot când am reacționat agresiv, când sunt furioasă, când sunt nefericită, când urăsc pe cineva, se întâmplă pentru că eu am făcut lucrul acela de multe ori înainte și multe dintre aceste programe sunt oameni care le poartă în interiorul lor, în subconștientul lor, o viață întreagă fără să fie conștienți cât sunt de toxice și de nocive. Deci învățarea despre iertare până la urmă ne ajută să supraviețuim. Neapărat. Iertarea, asta să vorbim, da? Iertarea este fundamentală. Fără iertare, iertarea este una dintre modalitățile în care noi putem să curățăm un program de ură. Iertarea este o mare, mare putere. Deși dacă noi ne gândim că avem ceva de iertat, încă nu suntem în cunoaștere spirituală fundamentală. Dar este bine să știm că iertarea ne face bine pentru că curăță, purifică programul pe care noi îl avem acolo în inconștientul nostru de ură, iar curățarea unui program de ură, de exemplu, ura este un program foarte periculos, să știți că toate aceste programe negative se pot transmite de la o generație la alta, de la părinți la copii și așa mai departe, de-a lungul generațiilor. Eu bănuiesc că despre asta vorbea Iisus când spunea că păcatele se transmit până la al șaptelea neam. Se transmit până când cineva rezolvă și oprește această karmă. E ca o karmă. Îi cineva, spun generic adică karmă. Cineva care se prinde că a dobândit cineva care lucruri care nu îi se potrivesc, de exemplu. Cineva, da? Uite, care înțelege că suferă și că acea suferință nu are sens. Sau cineva care își dă seama, iată, eu fac ca mama mea sau am același comportament ca tatăl meu. Sunt oameni care, fără își să aibă seama, cunoaștere, înțeleg. Da, și își pun întrebări, domnule, eu am 30 de ani, de ce mă comport ca o persoană de 70, că nu mi se potrivește comportamentul? Da, și se duc să caute, se duc la un cabinet de psihologie, se duc la un terapeut, se duc la o persoană care are o sau citesc cărțile tale sau și cărțile pe care le prezentăm astăzi în emisiune, așa, da? Sau citesc diferite cărți și conștientizează dintr-o dată că nocivitatea pe care o țineam acolo în interiorul lor trebuie curățată, că poate fi curățată, nu este nimic imposibil din punctul ăsta de vedere, că toți ne întrebăm, dom'le, ce am eu de făcut în viață, ce scop am eu? Păi scopul nostru fundamental al tuturor este să iubim, pentru că a iubi înseamnă a ajunge la conștiința divinității care este în noi și de care suntem la distanță atunci când trăim aceste emoții negative. Deci negativitatea noastră interioară ne arată, este un indicator pentru distanța care este între noi și sinele nostru divin, de asemenea existent în interiorul nostru. Deci cu cât suntem mai departe de Dumnezeu, cu atât avem o negativitate mai mare și o stare de conștiință mai jos. Ce știi despre lucrurile pe care nu le rezolvăm cum trebuie într-o viață? Dă karma peste noi, ne mai trimite încă o dată în tumultul vieții și ne mai dă aceleași lucruri de rezolvat. Se vorbește mult despre karmă, despre lucruri care au rămas nerezolvate în alte vieți cu care vii și cu care te întâlnești și în viața următoare. Da, iar așa eu am aflat o informație foarte interesantă, ci că venim cu kilograme de karmă
după noi, în viața pe care o avem acum. Eu am venit cu kilograme de karmă și ard numai câteva sute de grame în viața aceasta. Da, evoluția conștiinței este un proces foarte lent. Aoleu, să nu-mi zici că numai câteva sute de grame am evoluat în viața aceasta. Asta spune și doctorul Hawkins, că evoluția conștiinței este un proces foarte lent. Acesta este și motivul pentru care eu cred în karmă. Culmea, exact acesta este motivul pentru care cred în karmă. De ce? Pentru că biserica, eu sunt ortodoxă, dar biserica ortodoxă, da. Biserica ortodoxă, cum știi, nu admite această noțiune de karmă. Ea spune că ai plecat dincolo și aia e și cât ești pe pământ. Viața asta mi se pare mult prea scurtă. Pentru ca evoluția noastră spirituală mi se pare, scuză-mă că te întrerup, mi se pare risipă de materie. Dacă sufletul nostru s-a dus și gata, aia a fost. Deși universul e perfect construit. Deci sigur, nu face risipă în niciun domeniu. Nu e doar de materie, e de multe altele. Lucrurile sunt mult mai profunde. Cât pot eu să înțeleg de la nivelul meu. Înseamnă că Dumnezeu, pentru că să faci un corp, să faci corpuri, să faci forme atât de complexe cum sunt materie, formele... Materie, energie, iată. Da, da, dar atât de complexe cum sunt formele care sunt în stare materială, e o energie uriașă pe care Creatorul probabil a pus-o ca să ne aducă pe lume. Deci dacă noi murim și după aceea nu se mai întâmplă nimic, înseamnă risipă de tot ce ai spus tu mai devreme și nu mi se pare că stă în picioare. Da, din punctul meu de vedere exact de asta nu stă în picioare, pentru că nu avem cum într-o viață atât de scurtă să ducem o evoluție a conștiinței la nivel, până la nivel de mântuire aici pe pământ și să fim conștienți de ea, pentru că poate că ne putem mântui și numai suferind, dar dacă nu sunt conștientă că m-am mântuit, nu știu dacă are sens iarăși. Adică, dacă ne punem niște întrebări, ne dăm seama că nu avem răspunsuri numai pentru o viață. Într-o viață de om, eu mă uit la mine cât de mult am muncit, cât muncesc cu mine și cum, în ciuda muncii pe care o depun cu mine, în situații câteodată banale de viață, clachez și nu am niște reacții așa cum știu că ar fi corespunzătoare. Da. Sau ar fi e corect să le ai. Că mi le corectez mai repede decât înainte, că mult mai repede mă întorc, pot să-mi cer iertare, pot să conștientizez și îmi schimb starea interioară. Asta este altceva, dar după atâția ani de muncă să fie atât de greu, păi ce se face un om care, și gândiți-vă că cei mai mulți oameni nu fac acest lucru pe care l-am făcut eu. Ei, așa acești oameni care trăiesc pe planeta asta, miliarde de oameni care se duc pe lumea cealaltă fără să fie avut măcar gramul ăsta pe care îl fac eu cu muncă intensă. Bun, și atunci cum ajunge ființa umană la mântuire și la conștiința aceea la care se tinde? Că nu ne mai ducem în mod egal la judecată, ne ducem de pe alt picior. Sunt oameni care sunt foarte conștienți, care vin pe lume cu o conștiință mai înaltă și sunt oameni care vin pe lume cu o conștiință foarte joasă și care rămân toată viața plini de frică, care ajung criminali, care ucid, care distrug, care fac lucruri foarte rele. Pentru aceea, unde este șansa? Nu poate să fie Dumnezeu atât să fie avut o asemenea gândire încât să îi lase pe unii să se ducă în iadul veșnic după o viață așa de scurtă, care poate arăta ca viața unei libelule. Trăiește o zi, dă din aripi, aproape că nu știe ce a fost cu ea pe aici. Asta este motivul pentru care cred că există karma. Există karma. Viața este dreaptă, numai că noi nu o înțelegem. Așa e. Așa este. Viața este dreaptă, doar că noi nu înțelegem. Cu legile vieții, cu tot. Da. Dacă este o explicație pe care am încercat să o înțeleg, eu pentru mine, în primul rând. De ce este? Mă gândeam, cum, domnule, vine omul și ia karma de la bunică sau de la bunică? Păi ce vină are el, săracul, mă întrebam eu într-o perioadă.
bietul om. Cum? De ce? Și eu? De ce? Ce vină am avut eu că bunicul, nu știu ce... A omorât în război, de exemplu. A omorât pe, cineva sau tatăl meu, chiar tatăl meu a avut o situație și mă gândeam ce vină am eu că tatăl meu a părăsit o fată în timpul războiului care avea 16 ani. Că tatăl meu avea un sentiment de vinovăție pe care și le exprima cu voce tare și am rămas mulți ani, m-am gândit la asta. Cum, de ce eu aș fi luat karma tatălui meu? Pentru, de ce? Care ar fi motivul pentru care să o iau? Și am înțeles că, de fapt, noi nu luăm pur și simplu karma părinților noștri și am observat, de exemplu, o dinamică. O familie care are 3 copii, din familia care are 3 copii, un singur copil ia o karmă, anume o karmă profundă, puternică și mai grea, de la mamă sau de la tată. Și m-am întrebat, mă, dar de ce tocmai copilul ăsta? Păi pentru că copilul ăla e un spirit care a fost atras în familia lui, a fost atras în virtutea propriei karme. El a venit aici pentru a înțelege din nou și din nou lucruri pe care poate nu le-a înțeles sau poate nu le-a făcut cândva altă dată. Nu e doar explicația mea, sunt mulți alții mistici și mari înțelepți care explică în acest mod lucrurile, dar eu sunt de acord cu această explicație și anume că tu ești atras în virtutea legii atracției și a rezonanței în familia ta biologică. Această familie este familia care ți va oferi toate lecțiile de care ai tu nevoie în această existență, fie bune, fie mai puțin bune. Dar sunt cele cu care tu ai rezonat, astfel încât karma familială, deci karma pe care o are mama sau tata sau bunicul și așa mai departe, nu este altceva decât o structură care intră de la nivel subconștient, care intră în rezonanță cu structura subconștientă a copilului care a venit pe lume. Și astfel avem de-a face cu o rezonanță, nu cu o preluare, nu cu o preluare pur și simplu. Și atenție, și această rezonanță pe parcursul vieții omului are loc în anumite condiții. Îți spuneam că 3 din 3 copii, unul ia karma. Păi de ce a luat-o ăla, m-am întrebat și eu. El a rezonat cu energia aceea. Că a rezonat este una, o condiție, dar se pare că nu trebuie, nu e suficientă doar o singură condiție. Copilul acela a judecat. Judecata este un mecanism karmic. Este mecanismul care declanșează karma în structura fiecarei persoane. Când ai judecat un om, automat ai intrat în karma acestei persoane, ai luat-o. Că îl judeci cum? Ia, adică, uite-te la el, ce cum judeci la mama ta, aceea o să faci tu instantaneu și fără să-ți dai seama, încetul cu încetul vei vedea că te comporți ca mama ta sau ca tatăl tău sau te comporți ca dușmanul tău. Ai judecat o persoană, ai început să te comporți ca ea. Deci acea energie, să înțeleg, preiei, da? Preiei acea energie, automat ai intrat în ea, te-ai dus la acel nivel energetic. Este foarte, foarte important de înțeles acest mecanism, funcționează fără greș, nu l-am văzut disfuncțional la nicio altă persoană. Iertarea vine pe urmă, iertarea nu doar a persoanei, iertarea de sine, atenție, că e foarte important să te ierți pe tine când ai declanșat un mecanism karmic și iertarea de sine începe să producă deslegare de karmă. Da. Foarte, sau curățare de karmă. Și iertarea altuia, dar și iertarea de sine. Iertarea vine și ea la pachet cu sentimentul de iubire, trăim iubirea mai frumos, o trăim mai puternic. Da, spui tu, stai așa că am citatul aici, că spui tu că lucrurile frumoase trebuie simțite cu inima. Da, vorbeam puțin mai înainte despre Greg Braden, care a venit cu cercetări, dar eu știam multe dintre cercetări, despre multe dintre cercetările astea care s-au făcut la Institutul F. Merv de multă vreme.
De ce cu inima? Inima, au constatat cercetătorii de care am spus mai înainte, emite un câmp electric pe de o parte, la fel cum și creierul. Creierul nostru emite și el un câmp electric. Dar câmpul electric al inimii este de 10 ori mai puternic decât al creierului, deci inima este mai puternică decât creierul, iar câmpul electromagnetic al inimii, atenție, este de 5.000 de ori mai puternic decât al creierului. Așadar, noi când ne ascultăm gândurile noastre, gândurile pe care le auzim în mintea noastră și când noi le dăm crezare și credem că sunt reale, acelea nu sunt neapărat adevărate și nici nu au o putere atât de mare pe cât are inima, însă inima emite un câmp electromagnetic și cum ne dăm seama că avem de-a face cu inima? Trăim o emoție, trăim un sentiment, o emoție puternică. Emoția poate fi, inimii sau ghidarea inimii este extrem de frumoasă, o putem simți fizic. Se poate face, există o meditație pe care tot institutul de care vorbeam a pus-o la punct, care face care te ajută să simți propria inimă și să simți răspunsurile, să cunoști răspunsurile pe care ți le dă inima, de tip da sau nu, să faci un lucru sau să nu faci un lucru. Puterea inimii este puterea iubirii, puterea emoțiilor noastre. Puterea emoțiilor noastre frumoase, dacă vreți. Asta este fundamentul inimii și de obicei când ne vorbește inima, ne vorbește și mintea în același timp. Adică nu o să simțim... Dar întotdeauna ce spune inima este adevărat, ce spune mintea poate fi fals. Da, da, da. Deși s-a constatat că și inima are neuroni, are 40.000 de neuroni, cel puțin probabil atât au găsit ei până acum. S-ar putea să fie și mai mulți, cine știe ce vor descoperi când vor avea o aparatură mult mai puternică. Deci și inima are gândurile ei, însă atunci când inima pentru noi este importantă și mergem corect în viață, din punct de vedere al trăirilor, urmăm mai mult sentimentele pozitive, urmăm mai mult inima, atunci inima devine ghidul vieții noastre și ne dă și ea niște gânduri. Deci inima, având neuroni, are și ea niște gânduri. Mai mult s-a constatat că toate organele din corp au neuroni. Știți că în una din cărțile mele o să găsiți, am preluat mai de mult dintr-o carte frumoasă a unui oriental, cum să vorbești cu organele tale. Păi aveau dreptate acești mistici orientali, acești mistici orientali știau, domnule, acum mii de ani, că organele noastre au neuroni, iată. Și acum descoperiri științifice arată că toate organele au și neuroni. Nu au la fel de mulți ca inima, dar toate au neuroni. Ce înseamnă asta? Păi înseamnă că în momentul în care noi emitem niște gânduri sau niște trăiri, niște sentimente către creierul nostru, el transmite și organelor din corpul nostru și iată cum ne facem o chimie pozitivă, frumoasă sau bună și ne facem o sănătate mai bună prin propriile gânduri. Dar spuneai și tu în carte că trebuie să ne salutăm sufletul. Să ne salutăm organele. Și organele. Sigur. Adică sufletul organelor, dacă te doare într-o zonă anume, cum e? Hai, povestește tu că tu ai scris în cartea ta. Da, am scris tocmai puțin mai înainte. Am spus despre un mistic oriental care are pentru o carte... Pentru cum să-ți saluți organele, da. Pur și simplu poți să stai într-o stare de liniște, nici măcar nu este nevoie să înveți să știi să faci meditație. Meditație stai liniștit în pat sau liniștit în scaunul tău de la birou. Te liniștești, stai, încerci să ai cât mai puține gânduri, să nu ți duci mintea în toate dreapta și în stânga, să te duci cu conștiința în interiorul tău, în interiorul corpului tău și te duci cu conștiința la inimă, de exemplu, și să începi să vorbești cu ea și să-i spui: inima mea, îți mulțumesc pentru că ești atât de minunată, pentru că funcționezi atât de bine. Eu numai cât spun acum și simt că inima mea răspunde. Deci deja... sau dragul meu stomac, te rog să... Dragul meu stomac, sau da, dacă te doare, cum faci?
Păi când ne doare, tocmai asta e greșeala pe care o facem. Începem, vai ce mă doare, vai mă doare stomacul, vai mă doare capul, vai mă doare... Te vaiți și te nu vaiți. E bine. Păi în momentul în care te vaiți, tocmai și aici sunt cercetări științifice foarte noi. Gândurile tale se transmit creierului tău, iar în creierul tău se creează niște substanțe care se numesc neuropeptide. Neuropeptidele acestea pe urmă se duc, migrează către organul respectiv care este bolnav. Și ce crezi că fac acolo? Emit niște substanțe toxice care vin din emoția toxică respectivă. E ca și când îi spun organul, când eu zic, vai, mă doare, pentru că mă doare, chiar mă doare, eu mi-am creat cumva durerea la fel, prin niște greșeli emoționale sau de altă natură înainte, nu știu că am făcut chestia asta și în loc să vorbesc cu organul și să-i spun, dragul meu stomac, te rog, liniștește-te, te iubesc, ești minunat, îmi pare rău că te-am supărat cu ceva puțin mai înainte sau poate ieri sau poate azi, de obicei cu toții știm cam pe unde greșim sau cui i-am greșit de ne doare pe colo și pe dincolo, ei, noi tot repetăm, mă doare, mă doare, mi-e rău, mi-e rău, da? Deci nu mi-e rău, trece imediat dacă ne doare ceva, trece imediat. De ce? Principiul acesta al trecerii trebuie folosit ca afirmație mentală fundamentală în viață, pentru că tot ce este trecător, tot ce este într-o formă, inclusiv noi, trece. Totul trece. Și atunci o boală, dacă o avem, trece. Însă când eu spun nu mai trece, stă, nu mai trece, e ca și când eu validez îi dau putere. Îi dau putere și validez eternitatea unei boli. Nu există nimic etern. Nu există nimic etern. Principiul trecerii este fundamental în experiența umană și atunci când mă doare ceva, eu în loc să spun mă doare, atunci eu ar trebui să spun sau ar fi pentru mine mai bine să spun trece imediat, trece imediat. Să vorbesc cu organul apoi și să-l salut. Te salut, dragul meu ficat sau înțeleg, draga înțeleg, mea splină, da. Te iubesc, îmi ești drag, îți mulțumesc că ai fost atât de sănătos până acum. Bun, deci în cartea ta găsim detaliile. Da. Trece imediat, da. Și timpul nostru de emisiune, dacă nu suntem atente, toate, să povestim tot. Totul trece. Totul trece. Cărțile Mariei Timuc, toate sunt la librăria lui, iată-le. Le avem aici, Pași către tine însuți, Puterea frumuseții interioare. Mai avem Vindecarea cauzală, unde o avem undeva aici. Da, și Pași către tine însuți, mai avem aceasta cu Călătorii prin rânduiala divină, Aproape totul despre iubire și sex. Vorbim despre cărți noi nouțe. Mai e cea cu Ovidiu Bojor, biografia. Ovidiu Bojor, omul care a cucerit vârfurile. Toate cărțile acestea să se regăsească sub bradul de Crăciun, pentru că o să vedeți cât de bine vă faceți dumneavoastră și familiei dumneavoastră citind aceste cărți. Mai avem tot aici, l-a îndrumat pe Marius Ghidel, da, în Sangrila, Frumusețea fără marginea divinului, volumul 1. Așteptăm și volumul 2. Imediat la rot! Acum se vede. Imediat arăt și volumul 2. Volumul 2, mulțumesc colegii, va fi în librării de Crăciun, da? Sperăm că da. Cred așa că arată volumul 2. Domnul Busuioc știe mai bine despre asta, dar urmează să apară cât de curând, deci, volumul 2, Marius Ghidel, un volum foarte, foarte interesant. Da, un volumul 2. O carte de înțelepciune. Frumusețe în dar se numește, volumul 2, Vindecarea sufletului, Dumnezeu este chiar dragostea ta. Deci un titlu care vinde cartea din prima. Minunat este titlul acestui nou volum. Ia, mai priviți-l odată. Așa va fi de sărbători în librării. Spune-mi, te rog, ce e nou în volumul 2, că în primul volum știm. Marius Ghidel povestește de experiențele lui din altă viață. În volumul 2, ce s-a mai întâmplat? Avem și în volumul 2 experiențe și diferite parabole pe care el le găsește pentru a-și susține textul de înțelepciune, dar avem și câteva experiențe, însă nu mai
mai sunt experiențe din călătoriile lui prin univers, ci experiențe din viața actuală, dar experiențe deosebite. Nu sunt foarte multe astfel de experiențe, însă sunt deosebite și au legătură cu textul cărții, care este înțelepciune, pur și simplu înțelepciune. Este vorba despre detașarea de eu-ul nostru, de ego-ul nostru, ce am vorbit și până acum împreună, dar este vorba despre un alt nivel. Un alt tip de abordare și un alt nivel și, dacă vrei, este izvorâtă dintr-o experiență chiar directă. Știi ce mă impresionează în acest moment, uitându-mă pe ecran? Mai lăsați cartea. Marius Ghidel mi-a trimis un mesaj pe telefon și mi-a zis, uite, trebuie să iasă coperta. Care variantă îți place mai mult? Și asta mi-a plăcut, pe care o țin acum în mână. Probabil toată lumea a spus că varianta aceasta, care seamănă cumva cu a pictorului Lucian, că de el mi-a adus aminte, mi-a plăcut foarte mult. Da, este și tabloul pe care îl are acolo, este al unui pictor, cred că domnul Potcoavă, dacă nu mă înșel, se numește pictorul. Este un pictor foarte talentat și care îi dăruiește lui Ghidel pentru fiecare copertă de carte tablou. Uite o altă carte nou-nouță. Profesor Ioan Bojoru. Profesorul Ioan Bojoru este tatăl lui Ovidiu Bojor, care a scris această carte acum 100 de ani. Vai, deci ce impresionant! Îți dai seama, la 1900 s-a scris această carte. Da, între timp ce s-a întâmplat, de ce se numea Bojoru și Ovidiu Bojor este Bojor? Pentru că s-au pierdut niște litere pe drum în familia Bojor și Ovidiu a pierdut și el acest U de la sfârșit. De fapt, ei se numesc la fel, e aceeași familie, familia Bojor. S-au produs niște transformări, nu știu dacă, cred că țin doar de greșeli de punctuație. Da. Acum 100 de ani, o carte scrisă acum 100 de ani, o carte foarte interesantă care urmărește evoluția ființei umane de la naștere până în lumea de dincolo. Acum 100 de ani scris această carte și ea apare la editura Darana de sărbători sau e în librării deja? Cum e? Este în librării, Este în librării din acest moment după emisiune. Deci cartea scrisă de tatăl lui Ovidiu Bojor nu este despre plante, da? Este despre destinul omului în lumea de aici, în lumea de dincolo. Deci este foarte interesant să vedem ce tip de abordare a găsit și ce experiențe a trăit și ce informații a avut la acea vreme acest om, tatăl lui Ovidiu Bojor, care a scris această carte. Ai citit-o, ia spune. Da, sigur că da, i-am făcut și eu, dacă te uiți pe copertă, o să vezi că i-am scris ceva acolo. El era profesor de științele naturii, avea o cunoaștere științifică, în primul rând, iar în partea de viață, de existență umană până la moarte, face adesea referiri științifice. Încearcă să le facă și în ultimul capitol, care este un capitol despre lumea de dincolo și chiar despre felul în care noi ar trebui să ne purtăm pe aici, pe lumea asta, ca să ne fie bine pe lumea cealaltă. Face și referiri științifice, face și referiri biblice și face referiri la diferiți mari sfinți din istoria lumii, precum Ioan Gură de Aur, de exemplu, dar face și referiri la experiența personală și, de exemplu, apropo de relația cu cei care au trecut în lumea de dincolo, povestește despre aparițiile unui frate de-al lui care a murit și cu care se reîntâlnește într-un fel sau altul după ce, sigur, acesta fiind deja în lumea de dincolo. Foarte interesant. Da. Și pornind și de la experiențele sale și de la referințe biblice pe care le face, el vorbește foarte mult despre rai, despre iad, despre ce se întâmplă cu ființa umană după ce a plecat dincolo și, în cel mai important lucru, ce important este să ne îmbunătățim acum și pe lumea asta sau chiar să ne rugăm pentru cei plecați dincolo, întrucât spune el
că cei de dincolo nu mai au liber arbitru și dacă au greșit, nu își mai pot corecta singuri greșelile, iar cei care au rămas aici pot să facă această corectură în locul lor. O informație de milioane. Sunt niște informații de milioane. Nu știu dacă cei din lumea de dincolo liber arbitru, că în momentul în care ai un vis premonitoriu și îți vine informația din lumea de dincolo, de la o persoană trecută doar din pentru, limba doar de pentru dincolo. Că ai cerut, doar pentru că liberul tău arbitru a cerut. Nu știu cum operează pentru ei. El vorbește despre absența liberului arbitru la cei din lumea de dincolo. Mi se pare o variantă foarte, foarte interesantă. Da. Foarte interesantă. Ovidiu Bojoro, ghidul plantelor medicinale și aromatice de la A la Z, tot la editura Darana, sunt toate cărțile pe care eu le prezint acum în emisiune. Avem Ovidiu Bojor cu Răducanu Dumitru, Plante și miresme biblice. Deja îmi miroase cartea aceasta, a miresme biblice. Și mai avem aici Ovidiu Bojor, Pledoarie pentru o viață sănătoasă. Cărți minunate de oferit în dar de sărbători. Eu cărți îmi doresc să primez de sărbători sub brad. Nimic altceva. Cărțile acestea le-am mai prezentat, deci cele mai noi sunt acestea, da? Acestea sunt cele mai noi. Da? Sunt cele cartea tatălui lui Ovidiu Bojor împreună cu Plante aromatice de la A la Z. Așa, și aceasta e nouă? Vor fi aceasta, da, aceasta și cartea tatălui lui Ovidiu Bojor. Le vom lansa pe 21 decembrie. La București. La București, la sala Dales din Piața Amzei, nu cea din Piața Universității, împreună cu profesorul Ovidiu Bojor, cu profesorul Dumitru Constantin Dulcan nume și grele. Cu profesorul Adrian Restian, dar vom avea, ne așteptăm la o conferință foarte frumoasă și deci în data de 21 decembrie de la ora 18:30, sala Dales din Piața Amzei. Piața Amzei numărul 25. Acolo Maria Vis-a-vite Biserica Amzei. Da, vă așteaptă cu o conferință extraordinară. Bun, am să închei emisiunea de astăzi cu citatul acela cu care am început, pentru că e în cartea ta, Pași către tine însuți, Puterea frumuseții interioare. Este un citat minunat care ne spune clar că ne putem schimba destinul prin iubire. Să dai întotdeauna mai mult decât primești. Să-i fii de folos altui om în mod necondiționat, cu alte cuvinte, dând energie, primește energie. Iar energia înseamnă iubire, stare de bine, emoție pozitivă. Nu schimbă doar destinele noastre, ci și ale copiilor noștri. Astfel, boala poate deveni sănătate, răul poate deveni bine, lipsurile pot deveni abundență, dar mai presus de toate, sufletul nostru va recupera starea de iubire. Cam așa e toată cam așa sunt toate cărțile Mariei, așa că cu drag vă invit să le citiți, să le aveți. Pentru sufletul nostru trebuie să facem lucrurile în primul rând și să avem grijă și atunci când le facem împotriva lui. Da, mulțumesc mult că ai venit, Maria, și cu mult astăzi. Drag, mulțumesc și eu. Este o emisiune invitația. Extraordinară. Extraordinară emisiunea de azi. O să o mai revedeți, neapărat, pentru că e foarte bună și cărțile acestea de la editura Darana toate trebuie citite, pentru că veți vedea după ce le citiți ce se întâmplă cu dumneavoastră, cu emoțiile pe care le aveți, cu reacțiile pe care le aveți, cu sentimentele pe care le aveți. Citiți și apoi vă studiați. Schimbăm lumea când ne schimbăm pe noi. Atât. Așa este. Mulțumesc, Maria Timuc. Și eu mulțumesc, Cornelia. Și sărbători fericite brașovenilor din partea mea și a editurii Darana. Și să a dea domnului Dumnezeu, Ioan Busuioc. Da. Să ne dea Dumnezeu să ne revedem cu bine anul viitor, anul. Pentru că avem multe conferințe de pus la punct și la Brașov. Doamne da? Ajută! Mulțumesc mult, dragi telespectatori. A fost un regal această emisiune și vă spuneam la început că așa va fi. Cărțile de la editura Darana sunt la librăria Aralu. Mergeți, cumpărați, citiți. Vă va fi mai bine. Sunt Cornelia Crevean, la revedere!